USR Prahova a organizat vineri o conferință de presă în care a fost discutată și migrația primarilor în pragul alegerilor locale din iunie. Cristian Apostol, membru USR, recent demisionat din funcția de vicepreședinte al organizației județene, spune că 8 primari și-au anunțat intenția de a trece la ei. Săptămâna trecută am avut o discuție, o să vă spun cu unul din candidații noștri, care spunea că avem 8 primari care vor să, actuali primari care vor să vină la USR. Din păcate, unul dintre ei, din câte am înțeles ieri, a fost declarat incompatibil de ani, așa că mai așteptăm un pic să nu avem surprize. Deci o să mai așteptăm la nivelul primarilor care vor să treacă la USR. Apostol a mai precizat că parte dintre acești primari, culmea, sunt anunțați și ca trecând la PSD. Așa că cert este un singur lucru. Până nu vor apărea listele oficiale de candidaturi, zilnic vor apărea noi zvonuri privind migrația primarilor. De altfel, după ce Bogdan Novac, președintele USR Prahova, și Cristian Apostol, vicepreședinte al organizației, au demisionat săptămâna aceasta din funcțiile politice din partid, s-a vehiculat inclusiv că aceștia ar merge către o altă formațiune politică. Despre Bogdan Novac, atât acesta cât și colegii săi din USR spun că rămâne simplu membru al partidului și că va fi candidatul Uniunii Salvați România pentru primăria Breaza. Noi știm și exact așa seara am vorbit cu Bogdan Novac. Bogdan Novac a rămas membru USR și din câte știm noi va candida în continuare pentru USR și pentru Alianța Dreapta România. Iar în ceea ce privește de ceilalți consilieri, este posibil, nu știm până la acest moment, nu avem astfel de informații despre trecerea la alte partide din partea consilierilor USR. Cât despre el însuși, Apostol susține că nu se va regăsi pe listele de la alegerile locale, nici măcar din poziția de candidat pentru mandat de consilier județean. Nu am regăsit pe la partid. De ce, domnule Apostol? Membru USR. Am făcut în județul Prahova, cred că este important la ora aceasta să duc la bun sfârșit. Și promisiunile mele să fie finalizate în timpul util. Mai mult decât atât, am spus că voi sprijini campania și trebuie să-mi dedic timpul să sprijin această campanie. Despre tensiunile din USR care ar fi dus la cele două demisii, și anume faptul că listele de candidați pentru șefia Consiliului Județean Prahova și pentru Primăria Ploiești ar fi fost impuse de conducerea națională a partidului, Cristian Apostol spune că organizația a acceptat decizia de la nivel național de a-l susține pe George Ionescu de la Forța Dreptei pentru a fi candidatul Alianței la șefia Consiliului Județean Prahova. Potrivit acestuia, în sondaje, USR Prahova avea un scor de 20% în județ, iar George Ionescu ar fi garantat în fața conducerii de la centru că va obține 30% din voturi, așa că s-a luat decizia să fie candidatul Alianței.